iubirii de o tânără care a avut parte de mântuirea unei colegi, Daniela, o tânără din adunare. Și a vorbit de unul Sfântul, i-a descoperit din rara calea mântuirii și încă zi, a înțeles că înțelepciunea ei este de neconceput să se compare cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Și a fost o zi în care l-a citat pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții personale. Și mulți se bucură de această prezență în ala Podestei. De aceea, Domnul îi spune privind și nouă tuturor, încrede-te în Domnul din toată inima ta și unde te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în prioritare și îl va nebezi pe rău. Domnul îi spuneze din. Acum, înaintea foarte bărbăzuți și celor nebărbăzuți, te întreb, crezi că Domnul Hristos este Domnul și Mântuitorul vieții tale personal? Da. Și dorești ca până la sfârșitul vieții să-L urmezi pe El și care a venit în dată? Da. Pe baza mărturiei tale, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Da.